se punea clar modalitatea unui plan foarte bine stabilit, deci v-am zis, modalități stabilești, ținta modalitățile, pașii, cum interpretezi totul. Ăsta ai 4 ani de doctorat și trebuie să fii foarte eficient, că să respecti banii sponsorii, să respecti pașii de proiect care trebuie raportați. Într-adevăr, erau utilarea, infrastructura, partea tehnică era într-adevăr foarte bună, ceea ce iarăși la noi nu exista. Dar tocmai pentru că la noi nu prea aveam o planificare, deci nu putea să ne zică lui profesor, băi, hai să terminăm ecuația asta în 2 săptămâni. Noi să fac la aia, câteodată mai găseam altceva, câteodată o terminam, deci era o chestie mult mai haotică, dar mult mai creativă. Pe cât acolo era cașina de tren, mergeai cu viteză mare, dar chiar dacă vedeai la un moment dat o chestie care te-ar fi interesat, nu-ți puteai permite ca să mergi lateral, să explorezi. Și din cauza asta, de asta aici am pus că noi, pe de-o parte, ne plăceam mult mai mult și aveam și o creativitate care mi s-a vorbit acolo, nu întotdeauna se regăsea. Sau se regăsea într-o cu totul altă formă, deci mult mai legată de țintă, de material, de aplicație, de îndeplinirea proiectului. Dacă era pe linia asta, e ok. Dacă nu, lasă jos. Job interview, da? Alte chestii, iarăși, care au fost, care mie mi-au sărit în ochi, și cel puțin mie din punct de vedere personal, bineînțeles și limba, asta a derivat și dintr-un aspect care mi s-a părut totuși pozitiv la început. De ce aveau această cultură de integrare în societate? Tocmai pentru că, cum am zis aici, Olanda este una din foarte puținele țări, cred că și acum, deși am auzit că acum s-au mai rătățit situația, dar cel puțin atunci erau într-adevăr extrem de toleranți. Din toate punctele de vedere. Deci, spre deosebire de Franța, Germania, de câte am înțeles chiar și în Elveția, unde trebuie să știi limba, că altfel nu te descurci, acolo nu era nicio problemă. Deci, și acceptau, deci vedeai într-adevăr marocanii, surinamezii, indonezienii, turci, îi vedeai totdeauna, erau femeile bobinate, le vedeai numai noastră majoritatea, dar erau într-adevăr, te acceptau. Te acceptau. Și nu exista o reacție vizibilă. Dar încetul cu încetul, de-a cursul anului, am observat că exista mult mai subtil, exista totuși o reacție și asta, de asta am vrut să dau aici acest exemplu. Diferența de atitudine, interviul, eu am și lui, a fost colegul meu la doctorat, deci am stat în aceeași cameră. El a fost un student foarte bun, spre deosebire de mine, el a avut dificultățile la început. El a fost tot pe tehnologie, eu n-am avut doctoratul pe tehnologie, el a fost chiar pe tehnologie băgat foarte puternic și a obținut niște rezultate foarte bune și a căutat o slujbă la Philips. Eu, în mintea mea, cel puțin de atunci, mi-aș fi zis, dom'le, se duce la interviu, vede că e de nota 10 și iau băieții imediat. Câte interviu credeți că a avut băiatul ăsta? Așa, dați un număr. 5-6. 6. Deci a avut primul la care, de fapt, nici nu s-a interviu, mare. A vorbit și așa o jumătate de oră, dar mai vorbim, trimite tu niște acte, nu știu ce. Deci eu cam, cel puțin o dată la 2 săptămâni, trebuia să pună mâna pe telefon. Alo, Frau van Hert, ce mai face aplicația mea? Unde este? La care șef? Ce se întâmplă? Mai vin pe acolo? Mai aveți nevoie de ceva? Să vă mai sun? Când să vă sun? Pe cine să sun? Ce să fac? Bun, mulțumesc frumos! Iar închideam. Și m-am crușit, adică deja știam, domnul ăsta joi la 6 faie de telefon. Era devenise un reflex. Și m-am gândit un pic. Deci, ăsta e un student extrem de bun. Într-un domeniu, deci, după cum o să zic mai târziu, economia era pe butuci în Olanda, deci deja a fost o perioadă de recesiune. Și Philips-ul, în mod paradoxal, la vremea respectivă construiau fabrici wafer fab-uri, deci fabrici în care se făceau circuite integrate. Deci construiau una, a doua era în curs de construcție și mai planificau a treia. În regimul au închis de mult, apropo, dacă vă interesează, deci au dispărut și alea. Dar atunci ele construiau. Deci aveau nevoie de mână de lucru, paradoxal. Și m-am gândit, deci ei au nevoie, el e de nivel bun, ce mai trebuie să-l place atât de mult pe băiatul ăsta la nivelul ăsta? Și abia după aia m-am auzit că încă ei tot mai aveau dubii, deci după 6 interviuri, ei încă tot mai aveau dubii
Dar directorul din Clean Romney, camera albă unde a lucrat el, până la urmă a dat un telefon la directorul secției respectivă și i-a zis el, domnule, I vouch for this guy, deci garantez eu că e băiat bun. Și atunci l-au luat. Deci eu mi-am făcut socoteala, deci dacă pentru ăsta e nevoie de el, el e vorba aia, pe nota 11, și trebuie așa de mult, păi n-are sens să mă bag eu, că e clar că în primul rând nu am mai șanse de reușită. În al doilea rând am înțeles de ce m-au tocat așa. Pentru că am auzit de la alții, majoritatea, deci imensa majoritatea, deci peste 80% din cei care lucrau în tehnologie, nu erau de origine olandeză. Deci olandezii erau pentru partea de design, deci la partea de creier, ca să zicem așa, pentru că cei care trebuiau să facă implementarea erau luați din celelalte... Deci, și atunci am devenit conștient că exista totuși o diferență și se făcea o diferențiere clară, dar atât dacă nu era exprimată clar și la nivelul micului individ nu se simțea, sau nu se simțea oricum în mod uzual. Aici sunt două exemple, iarăși, care mi s-au părut, pe mine m-au șocat la vremea respectivă. Asta a fost prima mea conferință la care am participat în viața mea, și de-aia o țin minte, Eurosensors, care s-a ținut la Budapesta. Și țin minte că era banchetul de rigoare, deci era o masă, cred că mai lungă decât camera asta, așa, pe care se pusese toate mâncărurile. Și, bineînțeles, organizatorul șef a ținut un speech acolo și la peretele ăsta era toată floarea cea vestită a întregului apus. Deci toți cercetătorii care prezentaseră și academicii și mai erau academic staff din diverse universități, erau toți aici la perete și așteptau să termine personalitatea respectivă speech-ul. E, în momentul acela, eu am fost șocat pentru că eu m-aș fi așteptat, domnule, gata, termina speech-ul, mergem încet și ne ducem acolo. Care încet? Deci pe mine m-a șocat faptul că toți vestiții ăștia, dintr-o dată a fost efectiv o mișcare uniform accelerată în mod exponențial, toată lumea, vup, s-a năvălit către masă, încât eu și cu ceilalți care erau mai tineri și tot așa mai estici, am rămas și ne-am uitat la ei cum efectiv ei să înghisuiseră toți la masă și își puneau acolo să facă farfurie. La care noi, eu cu Michi, cu sârbu, cu mai erau un polonez, ce, tu te duci în felul unului, așa, berea, desertul și după ce au plecat ei, ne-am dus noi. Dar noi ne-am luat și efectiv am luat și ne-am pus pe masă. Deci erau toate pe masă și ne-am organizat. Dar asta m-a șocat. Deci nu m-aș fi așteptat. Deci de la cineva de la care ai pretenții, să zicem, intelectuale și deci inclusiv și de comportare și de un nivel mai elevat, s-au comportat, părerea mea, nu foarte elegant. Iar asta este un party, deci a fost mare party care îi puseseră postere pe tot Delftul și Eddie, care era prietenul meu și care a venit și el mai târziu acolo, băi, tot nu avem noi viață, că tracem aici la juc ca negru pe plantație, hai să ne ducem și noi, mai știi, poate convingem vreo olandeză, cine știe, să se dea la noi. Hai, nu mergem acolo. E, hai să mergem, să vedem și noi cum interacționează olandezii. Am zis, era una din sălge, era într-o zonă unde mergeai din sală în sală, erau diverse activități, unde era o fel de discotecă. Bun, hai să dansăm. Dar dintr-o dată m-a spus că era ceva ciudat, despre deosebire de cum erau noi obișnuiți la Costinești pe vremuri, băieții erau un cerc aici, fetele un cerc aici. Și am încercat și noi să ne infiltrăm așa, să ne fofilăm la cercul de la fete și am început de la se uitau la noi, rădeau, dar păi ce-o fi, dă-n fine, hai să vedem, lasă-le, dă-le acolo, dacă se distrează așa pe seama noastră, mergem în cealaltă sală. În cealaltă sală era jazz, dar din păcate nu era jazzul care ne-ar fi plăcut nouă din anii 40-50, era un jazz ultramodern, deci era cineva la pian, și unul cu un contrabas, mai cântat, și erau vreo 4-5 indivizi pe scaune, și aplaudau, a terminat, bun, gata, ne-am lămurit, următorul. La următorul era tot așa, gen discotecă, dar ăștia erau pe muzică hip-hop. Și ce făceau, au venit, au început să vină, că noi venisem foarte devreme, până la 9 seara. După 10 jumate au început să apară și băieții.
Olandezii, în general, sunt foarte înalți și, și bine clădiți, prea că au o musculatură foarte mare, dar au oase foarte bine dezvoltate. Și ce au început să facă băieții ăștia? Că au început să bea bere, asta nu-i nimic, asta am așteptat, era normal. Dar au început să sară, deși iarăși, dar s-au numai băieții, băieții fete cu fetele, care iarăși, păi și trebuie să, pe viață, ce domnul iartă, mă. Dar nu numai că dansau, dar au început să țopăi așa ca mingile și să sară și să se dea piept în piept. În aer. Deci să rău, bam. Și hai să zicem, hai, bun, îți arăți formări, n-am înțeles. Dar parul de bere în mână. Deci s-a făcut pe jos o fleșcăreaie de bere, i-a zis băi, băi, eu, scuză-mă, m-am murit, mă duc acasă, mă culp eu, că e 12 și ceva, tu dacă vrei,